petrecerea se încheiase, iar somnul ar fi fost cea mai potrivită activitate pentru starea în care se aflau băieții. Dar mai mergea o vorbă înainte. Hai să mergi la culcare, vire. Da. Eu mă la culcare, vă, nu mai stau. Că mă cam spargeți așa. Păi, unul a plecat, altul aderă. Că eram patru, bă, am rămas trei. Acum... Nu mă vreți? Nu-i bani. Dacă vor băieții să fim patru, suntem patru. Nu. Alexandre, vrei să fim patru sau trei? Da. Ce da? Îl vreau în echipa noastră. Alexandru vrea. Mai spart, ăla nu-i cu noi. Care e amic, mă? Păi ăsta nu-i cu noi, mai spart. Lasă că merg în cameră și echipa. Da, fetele, au venit, au venit Maria, au venit Ayla. Maria n-a mâncat deloc, nici te-a prins. Nu, nu, da, Maria, da, Maria, da, Maria nici n-a mâncat, a venit cu castelul și a plecat, mă, da, Maria n-a mâncat, mă. Iuliana? Primul la afară. Da. Cristina? Laura, o mâncat de Cristina. Cristina e a noastră și ea. Să ea merge. E cu noi și ea. Da, e, anturajul e, nostru. E fina mea. Bă, asta mică, bă, asta bă, mică, dacă am mâncat nu-i zici nimic. E nănașa mea, pardon. O întrebare, că suntem toți. S-a mai pat cineva în seara asta? Eu cu Albert. Cu? Bă, nimeni? Nu, nimeni, la foarte nu, nimeni. Nu ne-am pupat, mă, ce aveți? S-au pupat ăștia. Bă, tu du-te de aici, mă, că uite cum arăți, unul la mână. Și doi la mână nu ești cum trebuie, gen, dacă vezi, înțelegi? Ia-mă în brațe. Bă, Vere, nu ai asta, du-te de aici. Ești nebun la cap, sau să mă țin cu tine. Bă, să te văd gurghe, ești handicapat, ce ai? Păi, taci zaibii din gură. Tot el, mă, mă face handicapat, mă, că el nu e în regulă, tot el, mă, mă face handicapat. Stai, mă, acolo. Lăsați-l în pace, că tot vorbește, lăsați-l în pace, vă rog eu. Da, mă, deci cine s-a mai pupat? Doar tu, atâta. Doar tu! Doar tu, din mai mult ceva și tot. Și m-ar mai fi pupat 100 de ori. Eu nu. Invidios. Mai spart, dacă nu mi-a luat-o pe aia mică în brațe, de mai spart. Da, bă! Bă, și te bagi așa, auzi? Liviu, nu te spăra, jur. Mai elevat, te bagi. Era Alex, era... Da, te uite, bă, Alex. Bă, omule! Bă, îl iubesc, îl iubesc, îl iubesc! Bă, dale, bă! Ia. Bă, ascultă-mă! Ia! Bă, dansau oamenii frumos, mă, vii tu, și te pui acolo. Spargel, dă-i, dă-i. Nu, jur, jur. Lasă-le, mă, să fie bine, mă, să se iubească porumbea, mă. Te bagi, mă, așa, mă, dă-le. Da, lasă-l aici. De-aia spune-mă adevărat, aia cu familia ta. Peste cine s-a băgat? Peste cine ai văzut tu că s-a băgat? Hă? Peste cine s-a băgat? Păi. Ia zi. Odată, dar s-a ales cu Cristina. Așa. Să bagă oia la dans. Așa, după? După aia Albert cu Alex, cu... Andrada sau Antonia? Cum o cheamă? Creață? Creață sau cu Breton? Cu Creață. Aici Andrada. Nu se pune, nu se pune. Aici nu se pune. Dar pe ăsta e... Dar peste e stop! Peste la ei am explicat. Mai de două, trei ori te-ai băgat. Nu eu, mă, tată, nu dar eu. Cine? Dar cine? Dacă tu ai curaj să o iei pe Cristina la întrebări, eu stau cu tine la povești. Dacă tu ai curaj să stai cu ea la povești, că aia când te ia în mână, te ieși gata. Dar și pe asta mica mea, ai văzut cum? Și după ce a luat-o la dans, eram cu Vali. Și îi zic eu, hotel pe ăla, mă, m-a spart ce face. Mamă, mă, nebun. Și după ce crezi că face Liviu? Ii, o aduce! Ia, dansează cu ea! Da, mersi, mă, frate! Mersi mult de tot! Ce dulce ești! Ai văzut, mă? Ia, dansează cu ea! El e o persoană petrecăreață, e mai vorbăreață, da? E mai... Așa, e mai... Eu cu ăsta nu... Pusivă. Eu nu sunt genul ăsta, treabă, mă duc pe bune. Dacă sunt femeia mea, bine, mă simtă bine. Dar nu, mă, ești adică, bă, fain, mă, lăd. Dacă se exagerează, intervii. Bă, dar nu se exagerează. Am miezuri, lasă-mă. Dacă dansești, îți vină mai treabă, frate. Ei, eu întorci, eu aia n-am ce treabă. Și tu n-ai dat cu altă fată și cu altă fată, gen. N-am nici strană, simți bine. O, da. Ai început cu asta mica mea, te-ai cam dat peste cap. Măi, să-ți dau temă de... Am venit să nu ne însurăm și plecăm însurați, Cristiane. Mă spart. Da, bun, dar eu cu ce am greșit? Dar n-ai greșit, mă, dar râdim, de da, glumim. Eu simpatic, nu? Ce să simpatic, dar nu te mai băga, mă, peste oameni, mă. Dacă eu m-am băgat peste Alex, apoi n-are rost. Alex s-o simție și știe. Bine, am fost și mă rog, Dunar, i-am dat așa, s-a fost tot, nimeni s-a băgat peste Alex niciodată, așa, dar Cristina știe. Nu se bagă, mă, frate. Zici că era călușar, călușar cowboy. Eu m-am distrat, dar am fost eu. M-am distrat. Auzi, ia-o zi. Vă vire, nu m-am mai
distrată și mai ales într-o emisiune. Ba, ascultă-mă, bă. Voi știi ce zic? Vă zbuși tot tare. Bine, 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 bine. Ești cam prăjit un pic viața mea. Eu zic să mergi cu mine, să te plucăm. Să-l bag în pavă să se culce, la ce te gândești? A, bău și el un pic așa, nu vezi? E obosit un pic, e și pe nervi, e și nu știu cum. Eram cel mai nervos de acolo. Te-a supărat că ți-am dansat puțin pe Laura. Da, nici de cum. Vezi, nici n-aveai de ce. Nu, nici de cum, am. Ne simțeam bine pe toți acolo și am zis să... Nu? Ataci un pic așa. Să te atac? Ah, da. Nu te-am atacat cu absolut nimic, adică domnișoara știe unde stă. Cum aș Aoleu, o cheamă Laura, nu mai spune apelativul ăsta, că... Laura știe... Și eu știu la fel de bine. În ce direcție are orientată privirea. Și eu știu la fel de bine, de ce te-am spart. Nu mai spar cu nimic. Am vrut să te bag la somn pentru că începuse deja să vorbești un pic anapoda și aiurea și cam aia a fost acolo discuția. În rest, nimic personal, nicio săgeată, stai liniștit în continuare și vezi de drumul tău. Da, înțeleg că ai vorbit și ai dansat și cu Cristina. Da, și vreau să știe dacă am deranjat. Nu. N-ai deci deranjat, nu. Ziceam, stai liniștit. Asta, dar de ce ți s-a părut, ți s-a părut că a sărit un pic calul? Da, oarecum. Mie nu mi-ar fi plăcut, de exemplu, nu știu. Să fii tu... Să fii de că vrea să o cunoască mai bine, să interacționeze mai mult cu ea. Dar cum venea acum, pe Alex Iară, să primea pe acolo. Așa, că am dansat cu toată lumea și nu... Da, știu, Cristina a dansat cu toată lumea, dar eu... Nu a fost deranjată. Știu, dar nu, pe mine nu mi-ar fi plăcut. Dar nu știu, Liviu, poate ești un pic cam agitat? Da, poate. Adică mă gândesc că poate acolo e poveste, problema. Sunt. Adică să te liniștești tu cu tine. Că s-ar putea dacă îți găsești un pic calmul așa și te așezi, de echilibru, s-ar putea să ai mai mult succes. În general în viață, știi? Da. Lucrez la asta. Ok. Și separat de asta, eu cu Șervanul ne-am pupat, ca să te știi. Ce? Păi dacă n-ales, dacă n-ales două fete, rămâi cu ceva. Și tu de ce te-ai legat de Silviu? Păi a venit să participe la discuție cu la valiera în cameră. Nu a venit să particip la discuție. Păi cum, că... A venit să bea un bar, că mi-era gura, aveam... Pop, ușor, liniște. Trebuie un psiholog. Nu, trebuie ți-a un... Nu mai zic ce nu, hai să nu facem astfel de aprecieri, că în principiu cam toți ar trebui să avem un psiholog. Da, și eu... Cum avem și dentist, și avem dentist, psiholog, fetele au ginecolog, e bine, e o chestie așa pentru sănătatea sufletului, adică nu trebuie să-i o spui lui că ca și cum ar avea el ceva. Nu, dar trebuie să știe să poarte un dialog, nu deja... gesticulări, deja a început să țipe. Păi când vorbesc cu tine, deja mă simt ca și Dar voi v-am mai zis, sunteți așa de incompatibil pe cuvântul meu. Dacă zice unul ceva, celălalt se inflamează. Păi nu, eu chiar nu am nimic cu el. Nici nu mai doresc să am ceva cu el. Clar n-ai. Ca Antonia care se retrage. No. Știi, așa și tu te retrage. Ea știe ce are în cap, eu știu ce am eu în cap. Păi normal, fiecare cu capul lui. Da. Cred că a fost o petrecere una peste alta. Chiar foarte reușită, pot spune. Da, distrat la maxim. Da. Da. Maxim. Dacă s-ar putea să pună una și în mijlocul săptămânii, ar fi perfect. În curs săptămânii? Nu se poate, că după aia dormiți aici pe canapele, nu. Energizante și... O să fie vineri și sâmbătă. Nu se poate. Se respinge. A, așa. Voi sunteți într-o cunoaștere? Noi suntem bine. Nu, asta mă gândeam că nu sunteți rău, dar vă văd apropiați, am văzut și la petrecere, am văzut că i-ai atras atenția că a dansat cu Laura. Dar nici de cum n-am fost deranjat sub nicio formă. Nu, pot serios. Sesizat. Suntem bine, am stat împreună toată seara, am dansat, am râs și pentru moment este perfect așa cum. Deci fără cunoaștere. O să... Vin eu și o să... Nu, aici nu vii tu, eu întreb. Nu, am spus altceva. Am spus că o să mă pronunț eu în momentul în care voi simți
să... Păi și cam cum? Ridici mâna și spui... Da, ridic mâna, dacă se poate. Lasă-mă pe mine să întreb, că nu, de asta mă cheamă miște și mă plătesc, așa ar fi un reality fără prezentator. Voi ați vorbi, voi centrați, voi dați cu capul, știi? Există un curs firesc al lucrurilor. Când doi oameni stau foarte mult împreună, sigur, nu neapărat să se pupe, dar până să se cunoască, da, teoretic sunt într-o cunoaștere, dar am înțeles, nu sunteți într-o cunoaștere, vă mai las. Da? Mulțumim.